iubește copiii. Amin. Da, sigur, el iubește toți copiii, amin? Amin. Toți copiii. Și pe cei buni, și cei mai buni, și puțin buni. Da? Da? Domnul iubește toți copiii, așa este. Mă bucur că în seara aceasta se termină împreună și aș vrea ca inimioara noastră să o lăsăm puțin așa, să lucreze cel ce ne iubește în ea, amin? Amin. Zilele acestea s-a vorbit și se vorbește în continuare de cea mai importantă persoană din tot universul, care este Iisus Hristos, amin, așa este. Lucrarea Lui și am văzut atâtea lucruri minunate, atâtea exemple care ne-a dat liderii voștri cu care sunteți și la lecțiile biblice, la tot ceea ce se face aici, se vorbește doar de o singură persoană. Și această persoană este cine? Iisus. Domnul Iisus Hristos, amin, așa este. Am auzit zilele acestea lucruri minunate. Am învățat că noi suntem creația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu a făcut îngerii care îl văd în toată ziua. Dar a vrut să facă ceva care a făcut Dumnezeu ceva care nu-l vede toată ziua, care crede în el și se bucură de el. Și aceștia suntem noi oamenii, nu-i așa? Suntem creația lui Dumnezeu. Și am văzut de la început că Dumnezeu a avut un plan măreț cu noi oamenii. Ne-a pregătit lucruri minunate, lucruri frumoase, am auzit, da? A făcut aceea, vă aduceți aminte, v-am spus ieri, grădina aceea frumoasă, cu animale, cu păsări, tot ce era acolo. Și le-a dat la om și a spus, omule, tu ia-le, bucură-te, simte-te bine aici, în această frumusețe. Și vine între timp, vine, cum ați auzit și știați bine, vine acel înșelător, nu? Șarpele, cel vechi, care vine și spune, tu poți să fii independent. Tu nu trebuie să asculți de nimeni. Tu trebuie să fii independent. Tu ești cineva. Tu te ia și fă ce vrei, că ești independent. Dar se întâmplă ceva extraordinar. Prima dată îi spune, noi nu putem să facem ăsta, să luăm, pentru că în ziua când vom lua din el, ne greșim, vom muri. Nu așa? Și spune, nu e adevărat. Minciunea spune, nu e adevărat. Poți să vezi că nu se întâmplă nimic. Și ați văzut, au luat, au mâncat și odată cu neascultarea lor cu un păcat, ce a intrat în lume? Și cu păcatul ce este? Moarte, așa este. Roman 3:23 spune așa și s-a venit de. Dar toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, da? În momentul acela ați văzut, v-am spus înainte, trăiau animale bine, se bucurau de ele, leu cu iepurile, lupul cu oaia și așa mai departe. Dar în ziua când omul n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu și a mâncat, acel păcat care a intrat în lume nu s-a raportat numai la ei doi, și asupra naturii, și asupra creației lui Dumnezeu. Animale, ați văzut astăzi, poate să stea leu împreună cu mielul sau cu iepurile? De ce? Se mănâncă unele pe altele, e așa? Nu mai este iubirea aceea, a dispărut în momentul când noi, omul, n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Pentru că vrăjmașul care stă împotrivă și luptă împotriva lui Dumnezeu, întotdeauna el vrea să spună că tu ești cineva. Întotdeauna spune, tu ești cineva, ești un om independent, care se lucrează și astăzi așa. Și o să vă spun câteva lucruri în această zi. Și am văzut după aceea lecțiile biblice, frumoase. Orbul acela avea o nevoie, nu-i așa? Orbul acela avea o nevoie. Și a strigat și nu, oamenii dădeau de milă mâncare sau alimente ce aveau în buzunare sau în anumite situații. Dar se dea vederea, nu putea să dea nimeni. Pentru că era o boală care așa s-a născut cu ea și nu se putea reface niciodată. Și a venit cineva la el care putea să-i dea această vindecare, care putea să rezolve problema lui. Și cine era această persoană? Iisus Hristos. Nu-i așa? Iisus Hristos a trecut pe acolo. Și știi ce-mi place mie acolo? El a auzit, n-a văzut, dar el a auzit că trece pe acolo Iisus și a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și Domnul Iisus n-a rămas sur la chemarea lui. S-a dus la el și a spus, ce vrei să-ți? Ce vrei să-ți fac? Și ce a avut el nevoie? A nevoie de bani? Nu. A avut nevoie de, eu știu, alte averi? Nu. De ce avea el nevoie? Vedere. Vreau să încapăt? Să încapăt vederea. Și Domnul Iisus a spus, nu, te las aici, eu văd ale mele. Nu. I-a dat? Vedere.
Și ce a primit el? Lumină, nu-i așa? Da. Era trei ani întuneric, dar un ori nu vede niciodată lumina. Și în momentul acela Domnul Iisus i-a dat lumină. Și a venit la lumină, nu-i așa? Da. Și a deschis ochii și l-a văzut pe Iisus Hristos. Care distruge, care normal vrăjmașul, diavolul, normal de ea, normal, vrea să distrugă creația lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc câteva versete din Luca, capitolul 16. Este unul dintre lucrurile în care arată lumea aceasta, ne implică și pe noi, de multe o să vedem, ce se întâmplă cu viața noastră. Spune așa, zice cuvântul Dumnezeu, era un om foarte, foarte bogat. Un om care avea tot ce vrea el. Tot ce își dorea el omul acesta. Tot ce poftea inima lui. Dar mai puțin avea nevoie de Dumnezeu. Mai puțin avea nevoie de Cel care îl crease. Și spune cuvântul Dumnezeu așa, era un om bogat care se îmbrăca în profeție. Lui făcea un sărat numit Lazăr plin de bube și dorea mult să se sature cu frămiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și ringeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus, a văzut departe pe Avram și pe Lazăr în sânul lui. Și a strigat, Părinte Avram, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și moaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească. Și Lazăr și-a mâncat cele rele. Acum cele se mângăiat, iar pe știință. Acesta între noi și între voi este o propastie mare, așa că cei ce vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar Părinte Avrame, să trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, stați scurte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din mor, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Vedem aici două persoane, putem să spunem așa, diferite. Unul avea o viață plină de veselie, plină de bucurie. Își putea permite toate lucrurile pentru că era un om bogat. Și toată viața lui se rezuma la bogăția care avea el, la ceea ce era el, la ceea ce este el. Era, putem să spunem, un om independent. Fac ce vreau, mă duc unde vreau și cum vreau. Ca și astăzi, de multe ori, uitați-vă ce se întâmplă în viața unor multor familii. Azi copiii spun, a apărut telefonul acela, știți, care se dă la anumite autorități, că dacă mama și tata mă disciplinează, dau telefonul și să mă ia de aici, să mă ducă, sau să facă ceva cu ei, să dea amendă. Trăim o vremuri care astăzi vrăjmașul încearcă să rupă cât poate de mult omenirea, dragă omenire, de a se supune lui Dumnezeu. De a se supune Creatorul lui, care Dumnezeu ne-a creat. Și uitați-vă cu ce începe. Începe din familie. Dacă vă uitați, de multe ori spune, dacă mama m-a mustrat sau tatăl meu m-a mustrat, poate mi-a dat și două la fund cumva sau ceva, eu știu. Vai de capul meu, e tragedie mare. Nu se poate așa ceva. Eu sunt independent. Eu am viața mea și fac ce vreau cu ea. E viața mea și eu vreau să fac ce vreau cu ea. E treaba mea aceasta. Și așa a ajuns societatea asta să gândească că tu ești cel mai... Ce ai valoare, sigur. 100% ai valoare. Și o să vă spun mâine ce ai valoare aceasta. Dar a ajuns societatea încât nici de părinților însăși să nu mai asculte. Nici de mama care l-a strâns la pieptul ei când era bolnav, care a avut grijă de el să-l vedea asupra capului tău, să știi, când tu erai micuț, poate ți era fric sau trebuia să fii învelit sau învelită, îți dădea mâncare, te hrănea, când erai bolnăvioară sau bolnav, când vrea ceva, te lua în brațe, nu știa ce să facă cu tine. Și am ajuns într-un punct în care părinții nu au nicio valoare. Tu ești cea mai importantă piesă. Tu ești cel mai important. Nu-i nimeni ca tine. Așa era acest om. Eu am tot ce vreau. Pot să-mi permit să fac ce vreau eu. Nu-mi pasă de cei de lângă mine. Și așa era omul acela. Uitați-vă ce s-a întâmplat. El a trăit viața. Cum a vrut el? Ce a vrut el? A făcut ce a vrut el? În haine de firmă.
mâncare, tot ce-a vrut el, distracții, muzici, tot ce-a vrut. Și lângă el era cineva care, cum spune Biblia, era mai sărac. Omul acesta era atât de sărac, să înțelegi ceva, n-avea niciun bani de medicamente. Câinii, spune Biblia, îi lingeau rănile. Câinii îi lingeau rănile. N-avea bani de medicamente sau cremă sau lipie să-și umple și el. Și niște animale aveau grijă de el. Și omul acesta, care avea tot ce vrea el, nici nu putea să-și arunce ochii să-l vadă, mă gândesc. Și spune între cuvântul lui Dumnezeu că el se gândea cu ce? După ce ăștia terminau tot ce aveau de distrat, să ce și consumață ce a căzut de la ăștia, mânca și el de acolo, săracul. Ce a apucat și el să mănânce ca să trăiască. Dar știi ce este interesant? Să învățăm acum. Viața aceasta a trecut, spune Biblia. Viața a trecut. S-a dus viața aceasta. Și amândoi au murit. Pentru că ce v-am spus? Plata păcatului este... Și uitați-vă ce se întâmplă aici. Din cauza păcatului, moartea a făcut o separare după aceea. Unul s-a dus într-un loc de chin, de durere, din cauza păcatului, pentru că n-a rezolvat problema aceasta, și altul, spune Biblia, s-a dus în sânul lui Avram. Și aici se întorc rolurile. Este interesant. Pe acest pământ, pentru puțină vreme, pot să fiu cel mai tare, cel mai mare. Dar pe viața pe acest pământ este trecătoare, copii, trebuie să știți. Și păcatul este în sângele nostru la toți. Acest păcat care noi l-am moștenit, nicio faptă bună nu-l poate șterge. Nici o umblare la orice biserică. Nici mărturisirea unui preot sau păstor. Acest păcat numai, ci numai un sânge sfânt și curat îl poate șterge. Acest păcat numai o singură persoană l-a plătit. Și voi știți care e persoana aceasta. Și vreau să vă spun mai multe lucruri despre persoana aceasta mâine, dar astăzi, în abdin, vreau să discutăm această problemă a păcatului și consecința lui. Uitați-vă voi, când erau acolo în locuri separate acum, erau lucrurile separate, dacă acest sărac se ducea și poate ce cădea de la masă mâncă, era o despărțire totală. Prăpastie mare între cei de acolo și cei de dincolo. Era prăpastia aceasta mare. Și apoi descrie o altă carte care este cartea vieții. Orice a avut descris în vieții a fost de foc și pucioasă care este moartea a doua. De ce nu aceasta să înțelegi ceva? Uitați-vă aici în textul nostru, vorbește de... Erau trei persoane acolo. Patru erau. Vorbește despre Avram, era numele trecut, da? Lazar, numele lui trecut. Și Moise. Dar la bugat nu era numele. În Apocalipsă spune orice n-a avut scris numele. Observați? Aceștia trei aveau numele. Cartea vieții. Și acest bogat, spune Biblia, își ridică ochii în sus și spune, Părinte Avrame, este interesant, nu? Pe pământ a avut haine de firmă, tot ce a avut el, tot ce a poftit inima lui. Și aici spune, Părinte Avrame, te rog să trimiți pe Lazar, pe săracul acela, să schimbă rolurile, nu? Observați? Și zice, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă. Să răcorească limba că sunt grozav chinuit în văpaia aceasta. În durerea aceasta, în flăcăle acestea, poate cuvinte. Vezi aici pe pământ, dacă tu încerci o cană de apă sau te duci acolo și este o cișmea, poți să vezi. Și spune, vârful degetului să răcorească puțin limba că sunt grozav chinuit în văpaia aceasta. Și știi ce spune părintele Avram, acest mare om al lui Dumnezeu? Păi nu se poate. Nu se poate. De ce? Pentru că între noi și între voi este o prăpastie mare. Ca cei ce avea de aici acolo sau să treacă cei de acolo, nu se poate să treacă unii la alții. Și spune, adu-ți aminte. Este interesant. Adu-ți aminte.
Când tu ai trăit pe pământ, ai fost independent, n-ai avut nevoie de nimeni. Ai avut nevoie doar de buzunarul tău, de banii tăi și de lucrurile tale. Ca să te simți bine. Să simți în sufletul acesta tot ce vrea el, să facă tot ce vrea el. Nu te-a păsat de aproapele tău. Și Biblia spune, este o poruncă, nu? Care a dat-o, ce spune, să iubești pe aproapele tău ca pe tine? Și el n-a făcut aceasta. V-am arătat în cuvântul lui Dumnezeu. El așa de rănit, atât de lovit, încât niciun medicament n-a vrut să-i dea. Nu-i păsa, nici, poate nici nu-l vedea acolo. Mă gândesc, poate nici nu-l vedea. Pentru că ea numai de el interesa, poate ca și tine, tu te interesezi numai de tine. Eu sunt cineva, eu sunt o valoare, eu pot să-mi permit să fac ce vreau. Așa este. Să spun ceva în această seară, așa este. Dar și cât? Pentru o vreme. Fiți atenți, doamne, pentru o vreme poți să-ți permiți aceasta. Și asta cine lucrează de tine este păcatul. Păcatul moștenit lucrează noi așa. N-am nevoie de nimeni. N-am nevoie, nu trebuie de nimeni, pentru că eu știu ce am de făcut. Nici de părinții tăi, nici de Creatorul tău, care este Dumnezeu. Și vreau să te gândești bine această seară. De câte ori ți-ai supărat părinții? De câte ori părinții ți-au dat un demn frumos? De câte ori poate ai făcut pe mama ta să plângă? Pentru că tu ai spus că ești cineva și nu-ți pasă. Tu spui că eu sunt cineva. Și ar vrea să te gândești bine această zi aici. Această lucrare în viața ta o face păcatul. Această lucrare vine de la cel rău, nu vine de la Dumnezeu. Și Avram îi spune, adu-ți aminte când ai trăit pe pământ. Ce ai făcut tu? Adu-ți aminte. Și a stat și s-a gândit, poate, și îi spune, tu ai ales lucrurile care ai vrut tu, care ți-a plăcut numai ție. Celălalt a ales lucrurile care au fost bune. Chiar dacă a fost sărat. Chiar dacă n-a avut ce mânca. Dar tu ți-ai ales ce ai vrut tu. Diavolul, păcatul din noi, vrea să te ridice. Vedeți ce a zis la Eva? Știți ce a zis la Eva? Dumnezeu nu vrea să fii ca el. Dumnezeu nu vrea să fii ca el. Cu alte cuvinte, ea nu și-a dat seama. Diavolul zice, vreau să fii ca mine. Tu să nu fii ca Dumnezeu, să fii ca mine. Asta face vrăjmașul, asta face păcatul noi. Să ne ascultăm, nu ne pasă, nu ne interesează. Am o viață, fac ce vreau cu ea. Așa este. Dar știi până când faci ce vrei cu ea? Până când ai pus mânuțele pe piept și prins din lumea aceasta, că vrei sau nu vrei. Și nu se termine totul acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, vei merge la judecată. De ce vei merge la judecată? Uite, a fost într-o tabără creștină, a fost poate la biserică, am umblat la biserică, în familie de creștini. Am auzit cuvântul, poate m-am rugat, poate am cântat, dar nu mi-a păsat. Să am o relație, să fie lumina aceea care vorbiți despre ea în viața ta. Asta a vorbit de păstorul cel bun, da? Păstorul acesta care își dă viața pentru voi. Și asta vreau să vă spun. De acest păstor minunat, mâine o să înțelegem mult mai multe lucruri despre asta, dar astăzi vreau să ne rezumăm la acest păcat care lucrează în viața noastră. Și acest om i-a spus așa, Părinte Avrame, lasă să-și moaie vârful de genitorii albă, să rocoască limba, că sunt grozav chiuit în păpaia aceasta. Nu se poate. Pentru noi și trebuie o propasie mare. Ca cei ce vrea să treacă de acolo aici și de acolo, de acolo nu se poate. Vedeți cum sunt de aici două bănci? Așa cum suntem voi, dar împărțiți două rânduri. Aici un drum pe mijloc. Și ce vreau să vă spun? Acest bogat, Avrame i-a spus, ai fost odată pe pământ și nu ți-a păsat. Ai fost odată pe pământ și n-ai avut treabă. Poate el ar fi zis în sinea lui, dacă ar mai fi avut vreo șansă, lasă-mă, Doamne, pe pământ, măcar un minut să mă întorc pe pământ, să-L chem pe Dumnezeu. Pentru că de acolo nu te mai aud de Dumnezeu. E despărțire totală de Dumnezeu. Aici, pe pământ, dacă ești bolnav, dacă ești bine, ești sănătos, te duci și spui, Doamne Iisuse, te rog, îți mulțumesc că El te aude. Dar dincolo, dacă ai plecat din lumea aceasta, fără să te faci cu Dumnezeu, păcatul din viața ta, ești condamnat. Cum suntem noi aici, vedeți drumul ăsta pe mijloc. Dacă ar îngădui Dumnezeu să se despice pământul aici și să auziți din adânc mii de tineri, sute de tineri care strigă, Doamne, orice n-aș da să mai fiu odată pe pământ într-o tabără, în casa părintească sau în biserica mea, să zic, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Dar nu se mai poate. Avram i-a spus, adu-ți aminte că ai fost odată pe pământ. Adu-ți aminte că odată pe pământ ai fost, dar te-ai încrezut în tine. Păcatul l-ai iubit mai mult decât pe Creatorul tău.
Și nu se poate să iese de acolo nimeni. Și acum își așteaptă acolo mii și mii de tine, să știți, își așteaptă judecata și condamnarea în focul cel veșnic, spune cuvântul Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 19, spune așa, și diavolul care înșela a fost aruncat în focul cel veșnic. Diavolul care înșela, diavolul care înșelă de fiecare dată. Și diavolul, să vă spun ceva, noi nu putem să dăm vina numai diavolul, diavolul. Pentru că și nouă ne face plăcere. Și noi acceptăm de multe lucrări aceasta. De ce? Pentru că păcatul lucrează noi. Păcatul care l-a moștenit lucrează noi, copii. Și despărțirea aceasta, să știți, despărțirea aceasta, plecarea de pe acest pământ fără să ne împăcăm cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, este cea mai mare tragedie care se poate întâmpla în viața unui suflet. Să știți că pe acest pământ suntem doar o singură dată, nu de două. O singură dată suntem pe acest pământ, copilași. Vă spun, pentru că eu trebuie să vă spun voia adevărul, eu nu puram să vă păcălesc. Eu nu pot să vă spun la lucruri frumoase care vă place. Eu știu că ce mai mult vor, Dumnezeu plin de dragoste, iubire, un cer, tot, da, așa este. Dar trebuie să știți și partea cealaltă. Eu nu pot să spun, vă vestim voi aici o Evanghelie ușoară. Trebuie să înțelegeți. Păcatul l-a moștenit de la Adam și Eva. Păcatul este în noi. Și acest păcat ne condamnă. Și păcatul acesta ne duce la pedeapsa veșnică, la chin veșnic. În întuneric veșnic, spune Biblia și cuvântul Dumnezeu. Legați mie și picioarele, spune la un moment dat, unei persoane și aruncați în întunericul de afară, unde se plânsul și scârșirea dinților. De ce? Pentru că omul acesta spune, n-a dat haina de nuntă pe el. Ce ca o spiritine aici îi spune? Ai avut timp, ai avut ocazii de atâtea ori și ai refuzat. Ai refuzat bunătatea lui Dumnezeu. Ai refuzat păstorul cel bun. Trebuie să înțelegeți adevărul, chiar dacă ești mic. Pentru că dacă nu-i amințit, amințit și când suntem mici, nu-i așa? De cât o să a spus mama ta? Tu ai luat-o? Nu, am luat eu mama. Tu ai putut? N-am făcut eu și am mințit. Dacă știm să mințim, deja suntem condamnați, copii. Dacă știm să mințim și nu spunem adevărul, deja noi știm lucrul acesta. Și trebuie să știți adevărul. Pentru că la voi există o șansă. Lasă inimioarea ta și în seara aceasta când mergi la culcare sau când te prezenti mâine, spui, Doamne Iisuse, lucrează în inima mea, Doamne Iisuse. Eu știu că am păcătuit, Doamne. Știu, sunteți frumoși toți, v-am spus, vă iubim. Dar trebuie să vă spunem adevărul. Și adevărul este doar unul singur. Plata păcatului este moarte. Toți oamenii au păcătuit și se lipsiți de slava lui Dumnezeu. În societate s-a învățat așa cum și noi, ești responsabil numai când ai 18 ani. Atunci te poate condamna societatea și așa autoritățile. Dar în Biblie și cuvântul Dumnezeu nu este așa. Ești responsabil din ziua în care tu știi să deosebești binele de rău și îl faci răul. Și ce înseamnă aceasta, da? Dacă eu nu trebuie să mint și mint, deja știu. Nu-i așa? Și atunci eu sunt condamnat. Dar ce este bine și frumos și minunat să înțelegeți voi acum? Există salvare. Există iertare definitivă. Să știți, există aceasta. Pentru că cineva a plătit păcatul meu și al tău. Cineva a plătit. Și acest tânăr, acest bogat, spune așa, Părinte Avrame, am 5 frați acasă. Cu care am mâncat, m-am jucat, m-am bucurat cu ei, ne-am simțit bine. Eu nu o să mai văd niciodată. Prefer să nu-i văd niciodată. Pentru vecii vecilor. Că acum soarta mea e decisă. Trimite pe cineva la ea acasă și să le spun aceste lucruri ca să creadă. Să le adeverească, că așa este. Și zice, poate să vă pocăi. Și știi ce le zice Adam? Au pe Moiște, au pe proroci, ascultă de ei. Astăzi avem tabere creștine, avem biserici, avem păstori, avem frați, surori, mari, părinți care sunt credincioși. Să ascultăm de ei, pentru că la bază este cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Avem Biblia asta, nu-i așa? Avem Biblia, avem cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm de ele, să credem în ele. Vei fi salvat, vei fi salvată. Și asta îi spune. Dar știți ce se întâmplă? Unii, și trebuie să crezi de aceasta, dacă vrei, unii, spune,
nici chiar dacă îl învia cineva din morți nu vor crede. Exact acum, dacă ar veni cineva, să vin cineva aici în mijlocul nostru, aici în față, și v-ar spune așa, de-am trăit pe pământ și am murit. Și am fost și acolo există un chin veșnic, o durere veșnică. Ce acolo te îngrozești și așteaptă o judecată mare pentru totdeauna. L-ați crede? Și mi-am luat și ăsta e plecat. Dacă nu e așa, n-am crede. De ce? Pentru că tu nici astăzi tu vrei să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Oprește-te un pic din alergarea ta. Încă ești în viață, slavă lui Dumnezeu. Încă Dumnezeu te-a trimis aici în această lucrare mare și frumoasă. Aici să coboară prezența lui Dumnezeu. Ești aici că Iisus Hristos te iubește. Și El vrea să te salveze. El vrea ca păcatul care noi l-am moștenit prin sângele Lui să-L curățească. Să poți să te plini de bucurie. Într-adevăr să poți să spui nu mai trăiesc eu, Iisus trăiește în mine. Să poți să spui păcatul meu e șters. Păcatul meu mai sunt eliberat. Nu mai sunt un rob al păcatului. Nu mai vreau să fiu independent. Nu mai vreau să fiu independentă. Vreau să fiu supus lui Dumnezeu. Vreau să fiu supus familiei mele care mă iubește, să ascunde ei. Vreau să vă gândiți bine în seara aceasta. Și când mergeți, m-ați tu la cortare. În fața acolo unde stai, să fiu Doamne Iisuse. Dacă omul ăsta a spus ce este adevărat așa ceva, Doamne, dă-mi cine Hristos, ajută-mă și să spun. Sau să poți să spui, Doamne, vorbește și cărțele sună din mine. Și El va face lucrarea aceasta, pentru că vă iubește. Și de asta sunt aici. Vreau ca inimioarele voastre să știe adevărul. De aceea v-am spus adevărul. Există păcat, există consecințe ale păcatului, moartea, da? Și judecata, și un chin veșnic. Dar există și salvarea, care e cea mai minunată. Și numai salvarea, și după salvarea este și o bucurie mare, cerească, veșnică, care vreau să vă spun despre ea cu ajutorul lui mine, dacă o să trăim, cu ajutorul lui Amin. Amin. Vreau să aplicați capetele, așa cum suntem, că vreau să fac o rugăciune. Tată Sfânt, îți mulțumim pentru că ești cu noi, Doamne. Doamne, ajută-ne, Doamne, și mă rog pentru copilașii aceștia în această seară. Doamne, lucrează în inima lor, Doamne. Conștientizează, Doamne, să înțeleagă că păcatul, Doamne, care l-am moștenit, Doamne, ne condamnă. Dar, Doamne, există salvare. Există salvare, Doamne, și asta e cel mai minunat lucru, cel mai frumos. Există salvare, salvarea aceasta este în tine, Doamne. Mă rog pentru fiecare în parte, Doamne. Tu îi cunoști și cercetezi de aproape, Doamne. Polul care ne-a dat viața lor, Doamne, să simtă bucuria mântuirii de fiecare fel. Îți mulțumesc că Tu ne iubești, Doamne. Și vrem să avem o seară frumoasă, Doamne. Și vrem și ziua de mâine să fie o zi binecuvântată de Tine, Doamne. Te laud și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus să-ți faci lucrarea Ta pe deplin. Amin. Amin.